Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit. O dimineață de 2 aprilie, bate vântul foarte tare. Dacă sunteți atenți la RoAlert, probabil când o să vă treziți sau o să porniți telefoanele, o să vedeți că aveți o alertă, că e vânt puternic. Nu știu dacă doar în Deva sau în toată țara. Abia am venit de la Archia, deci am fost la Archia. Bineînțeles că deja știți cu toții că dacă am fost la Archia, înseamnă că Nicol e alături de mine în această dimineață. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! E și marți, sunt și 3 ceasuri rele, știi cum se spune, nu? Eu nu cred. Probabil că de asta, de dimineața a început vântul, dar după cum spun meteorologii, vântul va bate toată ziua până către 10 seara, așa că, din păcate, o să ne confruntăm cu mici problemuțe, geamuri sparte, crengi căzute, atenție cum circulați pe stradă, asta e. Am circulat... Viața nu poate fi numai frumoasă. Mai lungi cât un bobârnac. Viața e frumoasă, mă, ne strică... Adică nu poate fi doar frumoasă. Ne strică enjoy-ul un pic de vânt. Ce e un pic de vânt, măi, Nicol? La anul care urmează... Până îți pică pe mașină. Ferească nebună Dumnezeu, a venit-o pe mijlocul drumului... Până ți se sparg toate geamurile din casă. Da, a venit-o pe mijlocul drumului, de teamă să nu am o întâlnire cu un copac. Că n-ai de unde să știi, sunt lucruri pe care nu le putem prevedea, să spunem așa, dar sau preveni. Am venit tot așa mai pe mijlocul șoselei să nu avem vreo întâlnire nedorită. Asta când a trebuit să faci slalom. Aia e partea 15. Da, aia e partea 15. După Eminescu. Da, acolo. Atenție și la groapa de la colțul străzii, de la semafor. Of, până pleacă telespectatorii noștri din casă spre serviciu, să sperăm că se și luminează de ziua, că tot am trecut la ora de vară. Se schimbă cumva, exact cum spunea Nicol, pe mașină, peste noapte totul devine verde, tot mai înflorit. Vântul de astăzi o să scuture florile din pomi. Asta e un lucru rău, că n-am apucat să ne bucurăm prea mult de florile. Asta e, asta e ce să faci. Dar asta să fie... Dar ăsta să fie tot rău. De alb și roz pe trotuare, măcar mai acoperă nisipul și mizeriile lăsate de ploi, noroiul uscat. E ok. Eddie Hintz, vorba ta, viața e frumoasă. Eu vreau să cred că viața e frumoasă. Eu sunt mai așa un pic, știi, că dacă s-a schimbat ora, am impresia că nu e ora la care să vorbești. Odată ce intră și... Odată ce și Mercur este retrograd, vreau să spun că mai ușor și cu vorbitul, mai ușor și cu ideile, mai ușor și cu critica, totul fie post. De ieri Mercur e retrograd, dar n-am apucat să mă uit până la capăt la articol. Până când stă Mercur retrograd? Stă un pic. Nu știu, nu m-am uitat, dar se simte. Nici nu trebuie să știți. Când încep să vă meargă afacerile și când și ideile și să vă simțiți mai în largul vostru, să știți că nu mai este retrograd. Merge înainte. Oricum mergem înainte, că n-avem cum să mergem în spate. Eddie Hintz ne spune bună dimineața, îl salutăm și noi. Bună dimineața, bună Eddie. Dimineața. Nu știu dacă ești acasă sau ești pe drumuri. Să ai drumuri bune dacă ești plecat. Vezi că e furtună cam în toată țara. Adrian Mureșan ne spune bună dimineața și ne urează o zi frumoasă tuturor. Tanti Maria Hintz e alături de noi și ne spune bună dimineața, doamnelor. Bună dimineața, Tanti Maria, și mulțumim că ești alături de noi, ca în fiecare dimineață de altfel. Trebuie să ne premiem fanii. Mă tot gândesc cum să facem asta.
trebuie să găsesc o variantă, pentru că avem câțiva telespectatori care ne scriu în fiecare dimineață și sunt alături de noi și le mulțumim. Le mulțumim și celor care ne privesc mai târziu, în cursul zilei, pe rețelele de socializare, pentru că noi suntem live pe pagina de Facebook și pe YouTube și văd până seara târziu, văd comentariile dumneavoastră, fiecare cu mare timp, știi, cum dale dimineții nu se dă reluare decât duminica, nu știu cum le tot împachetează Rosi acolo, bună dimineața Rosi, dar știu că dă reluare. Pe Facebook e mai ușor să le vezi sau pe YouTube și văd acolo comentariile dumneavoastră. Și vă mulțumim încă o dată, noi cei de la Hunedoara 1 TV suntem aici, nu renunțăm, chiar dacă bate vântul și ne mai sparge cât un geam pe la IPH, dar în rest e soare, că e așa, dacă e soare în suflet, mai devreme sau mai târziu răsare soarele pe fiecare stradă. Pe fiecare zi din asta tulbure cu vânt și ploaie, vine soare. Ce zici? Da, bineînțeles. Asta e dualitatea universală. Nu? Soare întunecat, ploaie vânt. Asta este. Dar, na, mă gândeam la soare. Zilele trecute a fost atât de cald. Dintr-o dată, brusc, am simțit că iau razna pe străzi. Pe bune, dacă nu. Nu știu ce se întâmplă, nu știu ce este în atmosferă, ar trebui să urmărim și monitoarele de care anunță gradul de poluare, că se pare că și nisipul ăsta saharian, care, îți dai seama ce a adus acum vântul ăsta, are efecte și asupra sănătății, poluare s-ar putea să fie la un nivel periculos. Dar o să urmărim, să vedem ce se întâmplă și o să ne interesăm și la Agenția pentru Protecția Mediului să aflăm dacă este vreun pericol din punctul ăsta de vedere și ce măsuri s-ar putea lua. Pentru că cei care au probleme respiratorii, copiii, ar trebui să poartă măști în perioada asta, okay? Pentru că îi afectează nisipul. Și nu numai, particule foarte fine de... No. Deci n-ajunge vântul, mai vin și ploile, mâine, poi mâine, ploi în cantități, cine știe cât de mari, și uite așa, mai dă și o zi cu caniculă de 30 de grade. Chiar 30 de grade crezi că vor fi așa? Au fost 29 zi, duminică. 29 de grade au fost duminică. Ce mi-e 29, ce mi-e 31? Mare scofală. Of, Doamne! Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața, o salutăm și noi și mulțumim că e alături de noi. Nu prea avem verdeață undeva, știi, să mai estompeze un pic din caniculă, dar... Stăm la umbră, găsim variantă. Nu știu, găsim undeva o umbră, dacă vrem să găsim părțile bune ale... Da, nu doar astăzi, eu mereu sunt împăciuitoare. A fost sâmbătă la Decebal și tu ai fost. Și eu, da. Și am descoperit că putem fi împăciuitori și putem fi un exemplu pentru copii. Copiii au fost un exemplu pentru noi sâmbătă la Decebal. Am fost surprinsă să văd că copiii pe care i-am întâlnit din toată țara acolo și oamenii care îi îndrumă au găsit sensul cuvântului voluntariat. Când mi-am dat licența, nu mai știu anul, dar trebuie să-mi aduc aminte, am fost depunctată pentru că la lucrarea mea de licență aveam nevoie de șase voluntari și mi-au spus atunci profesorii mei minunați că nu o să găsesc șase voluntari niciodată.
Și am fost depunctată vreo 30 de sutimi, adică nu mi-am luat licența la prezentare cu 10, la scris am luat 10, am luat 9, 80 și ceva, ne uităm, trebuie să mă uit, toată, de sâmbătă mă tot gândesc la asta. N-am luat nota maximă pentru că îmi lipseau voluntarii. Îmi spuneau profesorii mei că nu o să găsesc atâția voluntari. Era o presupunere a lor. Da. Dar au fost ani în care cuvântul voluntar nu mai avea nicio noimă în România. În ultimii ani... Nu mai avea, pentru că pe vremea comunistă tot ce făceai trebuia să fie... Da, am făcut facultatea acum 10 ani. Am, da, dar deci, profesorii sunt tot din sistemul vechi. Da. Da. Cuvântul voluntar are alt sens astăzi. Vreau să dau citire unui mesaj înainte să mergem mai departe. Roxana Olșanski ne scrie și o salutăm. Bună dimineața, Roxana. După atâta frig și ploaie, iar se arată soarele. De acum nu ne mai îngheață nasul și picioarele. Însă vine tare vântul și sparge geamurile. Deci nu uitați, dragi prieteni, să vă luați umbrelele. Neața, s-a trezit boiata. O salutăm și o iubim. Două piese foarte grele. O perioadă foarte grea pentru Roxana în această lună aprilie. Urmează. E grea de luna trecută pentru că ei au început repetițiile pentru interludii. O să venim cu mai multe detalii. Premiera pe 11 aprilie, iar pe 26 aprilie, așa cum am văzut aici la Dale Dimineții, alături de Andreea, de fiica ei, un proiect superb, Reflexie, cu oglinda. De-abia apuc să mergem la piesă, să mergem la teatru. Melinda mi-a trimis programul lunii aprilie. Nu știu dacă reușim în această dimineață să-i dăm citire la tot, dar până la finalul emisiunii poate reușim. Vedem. O salutăm și pe Melinda, PR-ul de la teatru. Roxana ieri a sărbătorit 30 de ani de teatru. Draga mea, îți urăm la mulți ani înainte, îți dorim multă răbdare, putere, să rămâi alături de noi, alături, așa, cu același enjoy pe care noi îl știm și te cunoaștem, să rămâi la fel de bucuroasă în suflet și să nu renunți să ne aduci bucurie în suflete. Și ea e adeptat voluntariatului. Uite, oameni așa, tot găsim oameni de bine, oameni care pun umărul acolo unde e nevoie. Zic eu, tu ce zici? Clubul Lions a reușit să facă sau să ducă această idee de voluntariat la nivel național, o adevărată mișcare, stimulându-i pe copii, pentru că nu de acolo începe schimbarea, de acolo începe educația, stimulându-i pe copii să-și creeze propriile proiecte sociale, să-și dezvolte aptitudini de antreprenoriat, aptitudini oratorice, pentru că ce a fost sâmbătă la Decebal a fost de fapt etapa națională a concursului Tânărul Ambasador Lions. 40 de copii calificați în faza națională din mai multe cluburi din țară, au fost selectați 3. Probabil unul dintre ei se va duce la faza europeană. Toți copiii și-au susținut în rezumat proiectele în limba engleză. Toți copiii și-au susținut în fața unei comisii de jurizare proiectele, au răspuns la întrebări, au venit cu idei și cu propuneri foarte tari.
pe domenii diverse, dar în special pe domenii de actualitate. Combaterea bullying-ului, aplicații tehnologie, cu tehnologie modernă, proiecte între de socializare, de sprijin, atât pentru copiii din centre sau copiii abandonați și bătrâni din azile, valorificarea experienței pensionarilor care să vină în sprijinul tinerilor cu idei, cu sfaturi, cu... Îți dai seama că a fost o multitudine de proiecte. Mi-a plăcut o idee a unui elev din județul nostru, de la Hatec, care a venit cu ideea, știi că bullying-ul și discriminarea în școli pornește de la copii, bine, din familie, lipsa de educație în sensul ăsta. Da? Și copiii la școală se comportă cum se comportă. Ei, tânărul acesta de la Hatec a venit cu ideea unui proiect de combatere a bullying-ului și a discriminării prin intermediul copiilor. Știi? Se fac tot felul de campanii, poliția, jandarmeria, inspectoratul școlar, toți fac campanii împotriva bullying-ului, împotriva consumului de droguri, împotriva aia, știi? Ei, copilul ăsta a venit cu o idee foarte, foarte bună. Și prin mișcare, prin joc. Deci, nu doar că vin cu proiecte, vin cu soluții, cu rezolvarea unor situații. Ei cunosc situația cea mai bine. Eu mereu spun, până la urmă, tinerii din ziua de astăzi, generația smart, cum le spun eu, nu reușesc să-și facă vocea auzită. Aici mie mi se pare cea mai gravă problemă până la urmă. Noi, cei trecuți de prima tinerețe, nu mai avem răbdare să auzim ce au de spus acești copii. Că de ascultat, îi ascultăm. Dar nu îi mai auzim. Asta e ideea acestei campanii. Exact. Le dă posibilitatea să se manifeste, să-și exprime ideile. Asta vreau să... Să caute sponsori, să-și poată aplica proiectele, pentru că, într-adevăr, au fost 3 evidențiați. E ok. Dar exact foarte spuneam, multe proiecte vor fi puse în aplicare, pentru că eu am vorbit cu toate oamenii care s-au ocupat de această manifestare. E vorba de Young Ambassador, tinerii ambasadori a clubului Lions. Ei au deja și propria lor organizație, sunt din Leo, dragii mei, sunt foarte mândri, mie asta îmi place, apartenența lor la astfel de organizații le aduce un plus de mândrie. Ei au siguranța că oamenii de acolo îi ascultă, nu doar, îi și aud, nu doar îi ascultă. Domnul director Florin Marin Ilieș a fost guvernator, se apropie de finalul mandatului, timp de un an de zile, este încă, mai are câteva, o lună, cred că și ceva, am înțeles că până în mai, dacă am reținut eu bine, dar și cel care urmează să vină guvernator, e impresionant că e foarte tânăr. L-am cunoscut pe acest tânăr minunat, mi-a dat curaj la viață, pentru că la un moment dat ajungi să crezi că porți singură o bătălie, știi, cu atâta vânt și ploaie, nu mai găsești soarele printre nori. Mercur retrograd, parcă toate astrele se dărâmă, se încurcă, nu știu ce se întâmplă. Dar când întâlnești astfel de oameni, îți dai seama, eu una sâmbătă când i-am întâlnit acolo, îți dă un enjoy la viață.
A fost difuzat și în emisiunea de ieri dimineață, dar vreau să-l mai ascultăm o dată pe acest tânăr fragmente din interviul cu viitorul guvernator. Un bihorean hotărât, frate, și să ne ajute Dumnezeu să mai strângă oameni de bine și faini așa lângă domnia sa. Haideți să-l ascultăm să vedem despre ce ne-a povestit parte doar din interviuri, pentru că vrem să dezbatem mai multe subiecte în această dimineață cu Nicol. Într-adevăr, acest concurs oferă, se face o premieră pentru primii trei câștigători, însă pot spune că toți cei care sunt participanți sunt câștigători. Sunt câștigători pentru că ei au câștigat etapa locală și etapa județeană la care ei deja au luat parte. Deci ei sunt câștigători în comunitățile lor și sunt convins că și colegii mei din țară, din cluburile Lions din România, se vor apleca asupra proiectelor pe care ei le-au propus. Am uitat să mă prezint pentru că asta poate, vreau să spun, a intrat asta... direct în subiect. Da. Stăm de vorbă cu Manuel Seleș. Da, Manuel Seleș, viceguvernator 1 al districtului Lions 124 România, și sunt aici și ca și un garant al continuării acestui proiect, de asemenea învergură, pentru că ceea ce a făcut colegul nostru, actualul guvernator și bunul vostru prieten, Florin Marin Ilieș, care atât în calitate de director al acestui colegiu Decebal, cât și în calitate de guvernator, a știut cum să pună în valoare acest concurs internațional care se numește Young Ambassador Burt Mason. Burt Mason a fost unul dintre membrii fondatori ai Lions International și pot să spun că a încercat să promoveze și întotdeauna s-a încercat să se promoveze viitorul. Trebuie să ne plecăm asupra viitorului și ceea ce am văzut sâmbătă în sală, pot să vă spun că dacă vom avea grijă de acești tineri, cu siguranță putem să avem speranța că va fi o lume mai bună. Lions înseamnă mult mai mult. Înseamnă liberty, intelligence, our nation safety. S-a plecat de la dorința de securitate a națiunii. A pornit în 1917 în Chicago, iar pe urmă s-a dezvoltat această organizație, acoperind rând pe rând nevoile cu care se confruntă întreaga omenire. În prezent suntem în peste 200 de țări, suntem undeva la aproape 1.400.000 de membri activi Lions și undeva la 200.000 de membri LEO, pentru că noi vorbim astăzi de niște tineri care sunt implicați. Acești tineri care participă astăzi, nu toți sunt membri LEO, dar putem să le deschidem ochii să vadă că își pot continua proiectele prin cluburile LEO, cluburile care sunt destinate tinerilor de vârsta lor. Lions este o organizație care știe să se uite la cetățean, știe să se uite la semenul de lângă el, știe să se uite la aproape și știe să-l ajute. Și are și cu ce, are și resurse, pentru că putem să mergem pe sintagma noastră românească, dar din dar se face rai. Prezentând proiectele pe care noi le avem atât la nivel național cât și la nivel internațional, reușim să-i facem pe cei care își doresc să fie alături de noi, să-i facem să fie mai aproape și pot să fie mai aproape, ne pot sprijini în acțiuni, atât prin dăruirea lor voluntară, de a fi voluntar și de a lua parte fizic la activitățile noastre, cât și prin partea de sponsorizări și partea de donații. Orice activitate este mult mai ușoară dacă există și un suport. Că vorbim de suport tehnic, că vorbim de alt tip de suport. Avem nevoie și pot să vă garantez că această organizație știe cum să folosească și știe unde să distribuie aceste fonduri pentru cei nevoiași. Lions are câteva direcții foarte importante pe care le urmează. Într-adevăr, toate proiectele de voluntariat sunt importante, însă, ca orice organizație, noi avem niște directive, niște linii directoare pe care le urmăm.
ne dorim să stopăm foametea, ne dorim să înlăturăm cancerul pediatric sau să-l sprijinim cancerul pediatric, ne dorim să sprijinim pe cei cu deficiențe de vedere, ne dorim să sprijinim mediul. Suntem acolo unde sunt dezastre naturale. Suntem prezenți în societate prin toate solicitările pe care le avem din partea comunităților. Ei știu că acolo unde este un club Lions, ei acolo vor găsi o mână întinsă, o mână care poate să-i ajute. Eu sunt mereu în apropierea tinerilor, nu doar a tinerilor și a oamenilor care sunt în spatele tinerilor, pentru că da, trebuie să mă lași. Întâlnim tineri cu probleme. Eu spun în fiecare zi, ferească bunul Dumnezeu să înțelegeți cumva că eu îmi doresc ca aceste probleme să nu fie aduse în fața dumneavoastră și în atenția publicului. Nu, nu vreau asta. Dar îmi doresc în aceeași măsură să arătăm în fiecare zi prin această emisiune că avem tineri minunați. Acești tineri minunați, acești tineri care fac ceva și astăzi, tinerii ambasadori Lions pe limba noastră românească, pentru că invitatul meu a spus-o în engleză, eu o spun pe românește, așa cum înțeleg eu, acești tineri pot să-i ajute și pe ceilalți. Deci, dragii mei, insist pe idee, avem tineri minunați. Avem tineri care pot să schimbe lucrurile, l-ați auzit și pe domnul Manuel Sereș, viitorul guvernator Lions. O să ne mai întâlnim cu domnia sa, sunt convinsă, pentru că e hotărât să schimbe lucrurile în bine. Vor să transforme acest concurs de proiecte de voluntariat, dacă ar putea chiar să-l aducă la nivel de olimpiadă. Ei merg la Bordeaux până la urmă anul ăsta. Există și o parte internațională a acestui concurs. Da, este competiția, este finala europeană. Iar Decebal, de când îl știu eu pe domnul Ilieș, în continuu a fost angrenat în acțiuni, adică pe elevi i-a angrenat în acțiuni de voluntariat, de sărbători, cu cadouri, cu daruri, cu alimente, pentru persoanele de voiașe. Se merge pe liste oficiale luate de la direcțiile de asistență socială. Să nu uităm de ineditul proiect pentru tinerii și copiii cu sindromul Down. Olimpiada, da. Nu doar Olimpiada. Este vorba de acțiunile permanente pe care le au, periodice, bineînțeles, de socializare prin sport, prin mișcare, cu copiii cu sindromul Down din județul Hunedoara. Da, este un exemplu. Așa este. Este un exemplu. Din păcate, știi, în școlile noastre, în majoritatea școlilor, acțiunile de voluntariat se rezumă la hai să facem curățenia de primăvară, să adunăm gunoaiele. Bune și alea. Bune, da, bune orice. Atât. Asta vreau să spun. Da, dar bune și alea de undeva. Ceva. Da, mai facem. Mai dăm exemple. Bună dimineața, ne spune Enea Vasile. Dragi telespectatori, dacă vă uitați pe comentariile de pe Facebook, Roxana a postat programul de la teatru. O să încercăm să-i dăm și noi citire. Mulțumim, Rosi. Găsim așa. Dragi spectatori, programul pentru luna aprilie, 11 aprilie, ora 19, la Teatru de Artă Deva, premiera Interludii, regia Alexander Hauswater, preț 35 de lei. 18 aprilie, 12:30, la Cinema Zarand Brad, Corbul și Vulpea, în regia lui Eugen Pădurean. 18 aprilie, ora 18, la Cinema Zarand Brad, Nu-i ușor să fii bogat, regia Eugen Pădurean. 20 aprilie, ora 19, la Teatru de Artă Deva, Piațala
Piazzolla Tango Night. Io. Parcă am mai fost. Așa. Parcă l-am mai citit. 21 aprilie, ora 19, Teatru de Artă Deva, Maria din Magdala, regia Emanuel Petran. 26 aprilie, ora 19, Teatru de Artă Deva, Reflexie, regia Andreea Oprean. 27 aprilie, ora 19, la Teatru de Artă Deva, Hoți de Onoare, regia Anca Sigartău. Dragii mei, o să revenim cu programul la teatru, cu o zi, două înainte, în cadrul matinalului, o să știm ce se joacă a doua zi. Rămânem la acești tineri minunați, pentru că eu vreau, așa cum am spus și în interviul cu domnul Seleș, vreau să cred că avem tineri care până la urmă își vor schimba concepția și în multitudinea de informații pe care ei o primesc, multă informație. Aici ar trebui noi să înțelegem că acești tineri ai zilelor noastre primesc foarte multă informație. Acum nu vreau să le găsesc vreo scuză, dar, dragii mei, e foarte greu să-ți dai seama care informație e bună și care informație e rea, până și noi, ceilalți cetățeni, vedeți că picăm în păcat și luăm de foarte multe ori de bune fake news-urile. Nu e un fake news că avem doi... Nu, am să spun că aici trebuie neapărat să punctăm și rolul important al mentorilor, al dascălilor care se ocupă de acești copii și care îi îndrumă, știi? Dar îmi spunea Rosincască că avem 4 proiecte care cu siguranță se vor implementa. Dar nu numai, toate pot fi. Toate. Da, pot fi, dacă astea 4 cu siguranță... Deci copiii sunt încurajați și ăsta este rolul cluburilor Lions din fiecare zonă de unde vin ei, să-i sprijine să-și poată implementa proiectul pe care l-au prezentat. Că nu înseamnă sume foarte mari, să nu-ți închipui că au făcut proiecte cu niște sume... Să vedem că are Rosie un montaj, decât tocmai are Rosie un montaj cu 4 proiecte. Rosie, am zis bine? Da. 4 proiecte, dragii mei, haideți să vedem despre ce este vorba. Numele meu este Brihăcescu Toma, studiez la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Timișoara, în clasa 11-a. Sunt pasionat de informatică, dar pe măsură ce a trecut timpul am realizat că îmi plac și multe alte lucruri care nu au legătură cu informatica, precum desenatul, editarea, teatrul și lucruri asemănătoare. Proiectul meu se numește Refill Theater și este un proiect prin care încercăm să readucem conexiunea dintre oameni care s-a pierdut din cauza pandemiei și din cauza modul în care a ajuns societatea în general, fiindcă prin acel moment în care te întâlnești cu echipa ta și încercați să creați artă împreună, încercați să puneți împreună un spectacol de teatru pe scenă, în acel moment îți permiți să schimbi foarte multe informații cu aceste persoane, să înveți foarte multe de la ele și să creezi o conexiune profundă cu acești oameni, care nu va dispărea și care va rămâne indiferent de rezultatul spectacolului final. În momentul de față, proiectul meu se află mai mult în stadiul unei idei, dar sunt dispus să încerc tot ce îmi stă în putere pentru a-l dezvolta și pentru a găsi oameni care sunt voitori și care doresc să participe. Bună ziua, mă numesc Todoran Teodora și vin din Sibiu de la Colegiul Național Octavian Goga. Astăzi am prezentat proiectul intitulat Alianța Digitală a Tinerilor din România, o inițiativă sub forma unui call center menit să ajute tinerii din România care suferă un abuz digital, primind sprijin emoțional și îndreptându-i pe aceștia spre autoritățile competente ca să le rezolve problema și colaborând cu platformele de social media și companiile de tehnologie pentru a le rezolva problemele din acest mediu. Am făcut acest proiect din motive personale, eu la rândul meu fiind o victimă a acestui tip de abuz, am vrut să fac ceva să ajut în acest sens. De asemenea, experiențele mele anterioare, cum ar fi participarea mea în proiectul Microsoft CDG, care a fost un consiliu digital făcut de Microsoft, pe
probleme, de exemplu, combaterea cyberbullying-ului, m-au făcut să vreau să fac ceva în această direcție, pe lângă faptul că consider eu resursele de care dispunem ca țară în acest domeniu sunt destul de limitate. Ca să implementez acest proiect, voi continua în anii următori, sper cât de repede posibil, să fac rost de consiliere în domeniul legislativ și administrativ și așa mai departe, ca să pot să înființez un ONG pentru, și să colaborez cu Poliția Română și cu Asociația Telefonul Copilului pentru a implementa acest proiect la nivel local și apoi la nivelul întregii țări. Bună ziua! Numele meu este Anca Delia Botez, sunt din Galați, unde studiez la Colegiul Național Vasile Alexandrii și fac parte din Clubul Leo Danubius. Proiectul meu astăzi a constat din crearea unei platforme ce are ca scop scoaterea României din topul european al țărilor la categoria mamelor minore. Prin intermediul acestei platforme, tinerii, dar și adulții se pot informa despre educația lor sexuală, dar și despre mult mai multe alte subiecte pe care le puteți afla pe site. Am fost inspirat în primul rând de colegele mele de echipă, care astăzi nu sunt în schimb aici, deoarece împreună tot timpul am fost cele patru care mereu voiau să fie împotriva tuturor, pentru că noi mereu ne-am dorit schimbare, ne-am dorit ca România să evolueze. Și din această cauză, proiectul nostru este unul poate puțin ieșit din comun, dar dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte, da, am fost inspirată de prietenele mele. Proiectul este realizat deja din ianuarie în faza pilot. Deci site-ul în momentul de față există, doar că încă nu este funcțional. Bună ziua, numele meu este Rareș George Milotin, sunt clasa 12-a la Colegiul Național Traian Lalescu din Reșița și astăzi am reprezentat Clubul Lions, care este de la mine din oraș. Proiectul meu se numește Horizonted și aduce o strălucire și un punct de creativitate și inovație în societatea parte din regiune, dar nu numai, și implică tinerii, dar și adulții din comunități la un exercițiu de creativitate bazat pe proiectarea 3D. Pasiunea personală pe partea de informatică și TIC a pornit, cred că, de când eram mic de tot. Îmi plăcea să mă joc pe calculator, să descoper tot felul de programe și chiar să conduc mașini. Și ulterior s-a dezvoltat pe niște nișe mult mai ample, precum proiectarea 3D și codarea pe parte de full stack. Astfel am ajuns la ideea aceasta de proiect, pentru că în pandemie am rămas cu puțin mai mult timp liber decât mă așteptam să am, să zic așa. Premiul câștigat la etapa națională îl voi folosi pentru implementarea stagiilor incipiente ale proiectului și voi utiliza premiul efectiv pentru achiziționarea unei imprimante și materiei prime necesare pentru utilizarea ei și vom da startul unei serii de ateliere cu tineri din mai multe licee din oraș, dar și școli gimnaziale și generale. No. I-ai văzut? Tineri 16, 17, 18 ani, ai văzut ce mod de a vorbi, de a nepregătit, le-ai pus microfonul în față, a zis, fratele meu, arată-mi mie acum, din rândul seniorilor, politicieni și așa mai departe, oameni care să vorbească atât de cursiv. Învață oratorie, îi dezvoltă. Ai văzut gestică, mimică, coerență în declarații. Ce prezentau ei nu era neapărat proiectul. Ei vorbeau despre proiectul lor, dar nu era ceea ce a prezentat în fața juriului. Mă bucur că domnșoara Botez a fost în comisia, a fost în echipa pe care am jurizat-o eu. Și am apreciat. Ai văzut exact ceea ce am punctat. Se pliază pe problemele stringente, pe problemele de actualitate. Încearcă să rezolve, se implică. Asta este extraordinar. Extraordinar. Jos pălăria. Bună dimineața, oameni dragi. Ne bucurăm că aduceți oameni de calitate în emisiune și ne uităm cu drag.
O zi minunată vă doresc dumneavoastră și invitatului dumneavoastră, mulțumim, ne spune Constantin Pandia și am continuat cu acest comentariu pentru că asta ne dorim, dragii mei, aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV, să reușim să aducem tineri și oameni minunați, nu doar tineri, tineri în suflet, că până la urmă asta contează, să fim tineri în suflet, să găsim partea bună în fiecare dintre noi. Eu asta îmi doresc, să creăm o mică comunitate, că eu mi-aș dori o mare, dar nu cred că e așa ușor, dar putem încerca. Facem proiect. Vorbim cu copiii de la Lions, de la Leo, să ne facă un proiect. Facem un proiect, dragii mei, că ne trezim în fiecare dimineață la ora 3 și venim aici în speranța că încet, încet ne unim și binele din sufletul nostru o să dea înainte. Eu sunt convinsă de asta. Până una alta, îl salutăm pe Nea Vasile. Bună dimineața, Nea Vasile, de la Hațegana, instructorul de la Hațegana, de la Hunedoara. Și ajungem la Hunedoara în seara asta, dar prima dată trecem pe la Harvard. Trecem pe la Harvard. Da. Nu întâmplător, județul Hunedoara are doi copii, doi tineri care vor schimba lumea. Un scurt interviu. Ei chiar că vor participa la schimbarea lumii, pentru că știm cu toții, în toate ziarele și pe toate site-urile citim. Cercetătorii de la Harvard au zis. No, stați să vedeți ce au de zis acești doi hunedoreni, unul din Orăștieri și unul din Vulcan, care merg la Harvard. Doamne, nu ne dăm seama cât de binecuvântați suntem. Un scurt interviu cu doamna inspector general, Maria Ștefănie, am întâlnit-o la Decebal sâmbătă. Bineînțeles că trebuia să dezbatem și acest subiect. Un scurt interviu și pe urmă plecam la Hunedoara. De ce mergem? Avem doi elevi care au fost admiși la Harvard. Nu știu, ne spune doamna inspector general. Am descoperit aseară că mai avem o elevă din Vulcan care e admisă la o, nu știu, putem să spunem o facultate, o universitate unică? Cred că da. Acum cei care cunosc și știu eu, au informații, cred că toată lumea poate să spună și trebuie să recunoască că vorbim de o universitate de top din lume, Universitatea Harvard din Statele Unite ale Americii și, așa cum spuneați, în această zi avem mai multe motive de bucurie. Unul dintre aceste motive este faptul că avem doi elevi din județul Hunedoara care, iată, în acest an au fost deja declarați admiși la această instituție, prestigioasă instituție din lume. Este o performanță cu totul deosebită. Sunt elevi de care suntem foarte mândri. Sunt copii care au crescut, s-au dezvoltat, au învățat, s-au format în școlile din județul Hunedoara. Copii din, un elev este din Orăștie, este vorba de Alexandru Raul Todoran, olimpicul nostru la informatică, și totodată este vorba de Amira Abudarah din Vulcan, care de asemenea este de excepție. În acest an își continuă studiile cu o bursă în America și de asemenea a fost declarată admisă la această universitate. Vreau să precizez faptul că Alexandru a depus, să spun așa, a înaintat scrisori de intenție și toată documentația necesară către mai multe universități din lume, așa cum fac foarte mulți alți tineri de vârsta lui, și este foarte bine că fac acest lucru. Și Alexandru a primit răspuns și de la alte instituții, a fost declarat admis la universitate de asemenea din Paris și încă universitate din Statele Unite ale Americii și știu că așteaptă răspunsuri și de la alte instituții. Însă, așa cum precizam, Universitatea Harvard reprezintă, nu știu, poate că un ideal, un ceva cu totul deosebit, o oportunitate pe care
puțini tineri o au. Pentru că dacă ne uităm, absolvenții ai acestei universități sunt cei care în cariera lor au reușit să realizeze lucruri extrem de mărețe, extrem de importante pentru omenire. Au reușit, dragii mei, să schimbe lumea, vreau eu să spun, și eu o spun cu mai multă încredere așa în mine, pentru că am ajuns la vârsta la care pot să spun lucrurilor pe nume, fără nicio reținere. Absolvenții acestei instituții de învățământ au schimbat lumea, pentru că acolo s-au rezolvat foarte multe probleme reale ale pământului. Oameni plecați de acolo au descoperit răspunsul bolilor foarte grele, a tuturor problemelor cu care ne confruntăm. Planeta se dezgheață sau se îngheață, sunt zone unde foametea, dragii mei, și nu războiul, foametea, lipsa apei, sunt zone ale pământului unde există oameni, unde au ajuns să planteze plante pentru a putea mânca în nisip. Și toate aceste lucruri sunt făcute nu doar de la această instituție, oameni care au terminat această instituție de învățământ, dar foarte mulți vin de acolo, foarte mulți cercetători. Și doi români, doi hunedoreni, să sperăm că vor ajunge să contribuie la schimbarea binelui pe planetă. Fără cuvinte. Da, da, n-are rost să mai comentăm. Da, uite, ți se umple sufletul de bucurie, ți se luminează ziua, ți se luminează viața când vezi, mă, avem viitor. Și noi ne gândim că e Mercur retrograd. Da, mergem. Avem viitor. Da. Tu, eu mă bucur că ai avut atâtea materiale, știi? Pentru că ți-am explicat chestia cu Mercur retrograd, nici nu-ți prea găsești cuvintele și ideile în perioada asta, știi? Că Mercur ți-e limba bulversează. Da, 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 și nu-ți prea găsești ideile și nu, așa că mă bucur că au vorbit alții astăzi dimineața. Și vor vorbi în continuare, pentru că Andone a ajuns ieri la Hunedoara înaintea noastră, are ceva să ne spună și Andone și domnul primar Dan Popovțeanu, un material pe care să-l comentăm și nu întâmplător m-am îmbrăcat în bleu. Astăzi mergem la meci. Da, hai Corvino, hai Corvino. Ioan Andone este trup și suflet alături de Corvinul Hunedoara înaintea meciului cu CFR Cluj-Napoca din Cupa României. Fostul mare internațional al României și component al generației de aur a Corvinului a ajuns astăzi acasă la Hunedoara pentru a susține echipa noastră în confruntarea de mâine cu CFR Cluj. Ca de obicei, Ioan Andone aduce un plus important în ceea ce privește abordarea pozitivă pe care va trebui să o avem cu toții, mâine, suporteri, antrenori și jucători. Mă aștept la o calificare a Corvinului în turul superior, mă aștept la un meci frumos, știu că stadionul va fi arhiplin, am încredere mare în Maxim și băieții lui, toată Hunedoara așteaptă calificarea. Ar fi un lucru extraordinar pentru proiectul actual de aici. Ce vă face să fiți atât de optimist, mai ales că dumneavoastră cunoașteți și forța CFR-ului, echipă pe care ați antrenat-o și cu care ați reușit eventul cu ani în urmă? Eu am câștigat două campionate și o cupă acolo, plus două supercupe. Deci am 5 trofee cu CFR-ul, e o echipă în formare, nu are omogenitatea pe care o are Corvinul la ora actuală. Și am încredere că i-au analizat bine și un singur meci. Deci 90 sau poate 120 de minute și cu a penalti. Nu poți să știi niciodată. Deci un meci de cupă, o echipă de categorie inferioară are șansa de a se califica. Cine credeți că va fi arma secretă sau ce va fi arma secretă în meciul de mâine? Eu cred că jocul echipei, organizarea care o are, pentru că valorile individuale ale jucătorului la CFR sunt peste Corvino. Postul mare jucător și antrenor s-a întâlnit astăzi cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu,
atât pentru a discuta detalii despre meciul de mâine, cât și despre viitorul Corvinului. Astăzi am avut parte de vizita prietenului meu Ioan Andone. A venit cu 24 de ore înainte de meciul de mâine. Practic am semnat și actele pentru noua asociație sportivă, el fiind desemnat din partea noastră ca reprezentant în adunarea generală din partea municipiului Hunedoara. Deci suntem pregătiți din acest moment și cu depunerea documentelor la Federația Română de Fotbal pentru a deveni club de drept privat. Și vreau să spun că Andone este pilonul principal în jurul căruia s-a clădit acest proiect al administrației locale. Fără el, le spun tuturor iubitorilor de fotbal din Hunedoara ca să se cunoască acest lucru, nu ar fi fost posibil un nou proiect Corvinul Hunedoara, readucerea brandului acasă sau, dacă vreți, meciul de mâine cu CFR-ul. Dar mâine, nu uitați, vă aștept în număr cât mai mare pe toți cei care v-ați cumpărat deja bilete, pe cei care urmează să vă cumpărați bilet. Vă aștept pe arena Mihail Klein, începând cu ora 19:30 la meciul din Cupa României cu CFR Cluj. Eu cred că vom fi peste 10.000 de spectatori și nu doar din Hunedoara, din tot județul Hunedoara, chiar și din alte orașe. Hai, Corvino! Vă așteptăm la meci! Fii și tu parte din poveste! Umplem stadionul! Împreună suntem mai puternici! Nu uitați, vor fi 8 porți de acces în stadion, conform graficului din imagine. Accesul în arenă este permis de la ora 16:30. Elevii au acces gratuit la meci dacă prezintă carnetul vizat la intrare, în vreme ce abonații trebuie să aibă asupra lor cardul aferent actualei stagiuni. Pentru a reduce timpul de așteptare la porțile stadionului, vă recomandăm să veniți din timp spre arenă. Hai Corvinu! Un oraș, o comunitate, o echipă. Corvinul! Corvinul ești tu! Corvinul suntem toți! Împreună suntem mai puternici! Fii parte din poveste! Un oraș! O comunitate! O echipă! Corvinul! Și ne dau lacrimile. Am fost colegă cu Andone, dar mă uitam, ce-am îmbătrânit acum jumătate de secol, îți dai seama, acum 50 de ani la liceul 2 teoretic Hunedoara, era cu profil sportiv. Acolo eram toți sportivii de la toate echipele și de la toate cluburile din municipiu. Doamne, ce mișcare sportivă era, să te ferească Dumnezeu. Da. Și se reface mișcarea sportivă, da, pentru că. Uite, un oraș, o comunitate, o echipă, astăzi toți hunedorenii, bine, astăzi toți fanii echipei Corvinu vor fi hunedoreni. Lasă că mi-aduc aminte când în Hunedoara, când stăteam la blocurile turn, emurile de vis-a-vis de stadion și în sezonul ăsta când copacii noi erau acoperiți total de frunze, de la etajul 7 unde stăteam, se vedea perfect în stadion și terasa mea era tot timpul plină de cunoștințe, de prieteni care nu mai aveau loc pe stadion, știi? Da, da, era așa dezastru. Cum am spus și în materialul din înainte, draga mea, mi-am câștigat la vârsta asta dreptul de a spune lucrurilor pe nume. Era foarte ușor pe vremea lui Ceaușescu, din foarte multe puncte de vedere. Adică? Era... nu făceai nimic decât sport sau dansuri, că dacă n-aveai servicii... Și teatru. Și puținul teatru care se făcea, să fim serioși, că era pe aici, pe acolo, câte o picătură. Nu vorbi, era... te rog, ajungem să ne contrazicem. Mai avem 3 minute. Dacă tu ai făcut teatru la Hunedoara, au fost foarte multe capitale de județ, cum este Alba Iulia, care nu făceau teatru. Deloc. Nu vorbim de Hunedoara. Se trupe. Făcea realizarea zilelor de astăzi,
de astăzi, când banul contează, când alte echipe care au fost sus astăzi se duc în cap, Hunedoara a reușit să facă o comunitate, un oraș. Asta e mare. Astăzi când era... Și semnătura care s-a dat ieri duce echipa într-o cu puțin noroc în Liga. Ai văzut? Da. Asta e mare realizare. Fără să existe o semnătură de partid, vreun fan, cum era pe vremea lui Ceașcă, care spunea mie îmi place fotbalul, echipa merge în ligă. Și știm foarte bine că fiii dictatorului erau direct implicați în viața sportivă a României la acele vremuri. Felicitări administrate, nu are încă chiar drept de promovare, dar pot depune actele cu semnătura lui Andone, vor putea depune. Colegii noștri de la o televiziune națională au dezvăluit ieri, Rossi i-a auzit că Corvinu va putea juca, dacă vor promova, vor putea juca în Liga 1. Până acum atunci ne batem la Cupa României. Exact. Știi? Meciul de diseară e în Cupa României, se joacă 90 de minute cu prelungiri, cineva trebuie să iese învingător. CFR Cluj, l-ați auzit pe Ioan Andone, nu mai e chiar ce a fost. Să sperăm că corviniștii susținut de peste 10.000... E pe viață și pe moarte. Cum se ne vedem la stadion. Mutu, dacă pierde, acum are o mare problemă. Da, și citeai comentariile de pe Google înainte de emisiune. Va fi dur. Eu și Rossi mergem la stadion. Vedem noi mâine dimineață cum ne trezim să vine la Dale, să venim la Dale dimineții. Atenție. Mâine dimineață la Dale dimineții vom avea un invitat. Gabriel Ionașcu. Ce își dorește el să schimbe? Ce își dorește să aducă nou în viața noastră? Și de ce a făcut această alegere? Vom afla mâine dimineață aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Până mâine dimineață, dragii mei, eu vă spun simplu. Vă iubesc. Mi-au la revedere de la Nicol, ne vom revedea săptămâna viitoare, să sperăm că cu Corvinu cu tot o să fim învingătoare, cu Nedoreanca din tine, da, te ținem la curent diseară. O să fiu pe fază, pentru că trebuie să fie pe undeva ceva imagini, trebuie să scape ceva pe Facebook, nu? Trebuie să... Zice Rossi că e în direct. Meciul vedem cum. Deci vei fi alături de noi din spatele televizorului. În direct la noi? Da, perfect. Nu la noi. Nu. La... Dar noi o să te ținem cu... Eu și Rossi mergem. Dacă tu de obicei faci. Da, eu fac. A zis Rossi, hai gata. Deci e gata. Dragii mei, până la ora 19.30, când ne revedem pe pagina de Facebook, promit să vă țin la curent cu ce se întâmplă la Hunedoara, ne luăm la revedere. Fizic ne vom revedea mâine dimineață aici la Dare Dimineții la Hunedoara 1 TV. Până atunci, astăzi eu tot așa de mult vă iubesc, dar astăzi trebuie să urlu din toate puterile. Hai Corvinu! Strigă și copiii și rămâneți alături de noi, urmează un promo. Astăzi toată lumea strigă Hai Corvinu! Hai Corvinu! Hai Corvinu, Hunedoara! Viața mea e Corvinu! Echipa de suflet, echipa orașului. Și echipa noastră. Ne-am bucurat împreună pentru o calificare istorică în sferturile de final ale Cupei României. După 35 de ani, suntem din nou printre ultimele 8 echipe rămase în competiție. Iar acum suntem gata pentru o nouă filă din istoria de peste 100 de ani a fotbalului din Hunedoara. Înfruntăm CFR Cluj, de 4 ori deținătoarea trofeului și avem nevoie de un stadion alb-albastru. Eu sunt Corvinu! Rostul e Corvinu! Corvinu ești tu! Corvinul suntem toți! Și asta pentru că... Împreună suntem mai puternici! Fii parte din poveste! Un oraș, o comunitate, o echipă. Corvinu! 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 Tot! Totul!
pentru noi. Totul reprezintă. Zâmbetul, bucuria, fericirea. Hai Corvinu! Hai Corvinu!